Tânărul de 16 ani petrecuse toată noaptea într-un club din Costinești, iar la 5 dimineața a plecat să facă o baie ignorând avertizmentele salvamarilor. Din cauza mării agitate, el nu a putut fi căutat. Băiatul este declarat dispărut până când trupul neînsuflețit va fi găsit. Și un bărbat aflat la Eforie Nord cu soția și copilul au dispărut în apele mării. Furtuna a fost și în Mamaia. Încă de dimineață, vântul puternic a depășit 70 de km la oră, ceea ce i-a determinat pe salvamari să îndepărteze turiștii care voiau să intre în mare. Furtuna aceasta este foarte periculoasă. Este foarte periculoasă furtuna. De ce? Spune-mi, care e explicația? Curenții mării trag în larg, neștiind faptul că acest curent îi trage în larg, ei se avânturează cât mai mult posibil în larg. Și noi încercăm pe cât posibil să-i tragem mai la mal, să-i ținem afară din apă. Deși a fost cald, vântul puternic a stricat ziua de plajă a multor turiști. Am plecat că sunt valuri foarte mari și am plecat acasă, că mi lua și așa și tot. Mi-am făcut numai din nisip. Da, ce ai pe tine, ia spune? Nisip. De la? Plajă. Și furtuna? Da. Salvamarii fac apel la oameni să le urmeze sfaturile și să nu se aventureze în valurile mării.